Bine ai venit Spunea, la lupta cea mare. da, Rob cu spuneai rob că, să ne unim. da, spuneai de Ilie Cioară și de așa. Eu ziceam astăzi să mai continuăm un pic de vorbit despre conceptul ăsta de nihilism, care l-am menționat ieri și care e discutat aici în carte. Pentru că Opianatul. în opiat, pentru că am impresia că e una, dacă nu rădăcina tuturor, na, cum să spunem, răului, ne băgăm pe dual, a situației actuale, da? Și am mai făcut un pic de, am mai citit așa cât am avut eu timp aici pe acolo. Deci ce este nihilismul? Nihilismul este o filozofie, deci este un concept. Este exact ceea ce spuneai tu, Marius, că ăștia, stăpânii la lume, ne omoară cu conceptele, nu? Deci e un concept. Ca să vorbim, când tu vorbești de concepte, hai să-ți dăm un concept exact, conceptul de nihilism. Deci este o filozofie care respinge valorile și aprecierea pe care societatea o acordă oamenilor, obiectelor și vieții, afirmând, în schimb, că totul este lipsit de sens. Nihilismul este o filozofie continentală, adică a apărut în Rusia, în secolul al XIX-lea, a fost precursoarea Revoluției, nu știu dacă era bolșevică, când l-a omorât pe țar, care susține că viața nu are niciun sens. Da? Deci, și de aici vine ăsta, Friedrich Nietzsche, și spune că Dumnezeu este mort, deci nu există Dumnezeu, nu există reguli în societate. Deci, cuvântul nihilism provine din cuvântul latin nihil, care înseamnă absența a ceva sau nimic. Deci, viața este un nimic, ea nu există, noi suntem, de fapt, accidente. Așa, asta numai să descriu un pic ce înseamnă nihilismul. Dacă ne gândim în secolul 18-19, odată cu Iluminati, care a fost scopul la Iluminati? A fost să răstoarnă religia și guvernele lumii. Da? Deci, în momentul respectiv, în Cu ce timpul scop? respectiv, păi nu, ca să domine lumea. Da. Deci, lumea era organizată prin regulile religioase, reguli morale, ordinele țărilor respective, prin legi, prin obligații. Și atunci s-a născut acest nihilism și spune, de fapt, nu există reguli în societate sau în religie sau reguli umane, că altfel nu am fi liber. Au băgat principiul acesta de libertate, deci dacă ești liber, nu ai cum să ai reguli, da? Dar acum de Ei. ce avem reguli cu mare setare? Nu știu, bine, reguli oricum trebuie să ai, dar vin cu alte reguli. Deci ei ce au făcut, deci pe la 1776, când s-au înființat Illuminati aici în Bavaria, a fost constituit ca să divizeze statele și să divizeze organizațiile statale. În principal religioase, că au spus că religia este cea care ține pe oameni în frâu, adică nu ne arătăm partea noastră animalică, pentru că avem regulile religioase, regulile morale, după care ne ținem în viață, ne petrecem unii cu alții. Ei, și ce au făcut? Au infiltrat la toate nivelele, deci la nivel de țară, la nivel de biserică, au infiltrat peste tot toate aceste organizații, dar în același timp să nu uităm că cei care făceau parte din sau fac parte din acest grup de iluminati erau cei mai inteligenți oameni. Deci erau foarte bogați, puteau să financeze talentele pe care ei le identificau în universități și aceste talente veneau cu tot felul de filozofii. Da? Cu tot felul de concepte.
Ei au finanțat și revoluțiile, au finanțat tot. Dar care era ideea de bază? Ideea de bază era că nu există ordine. Noi trebuie să distrugem ordinea actuală. Nu există Dumnezeu, deci nu ai reguli morale, nu ai reguli sociale, nu ai reguli juridice. Ei, și au început să scrie filozofiile astea, de la Schopenhauer, cu Schopenhauer era ala care era foarte pesimist, că nu există scop în viață, tu trăiești degeaba și te duce spre depresie și spre sinucidere, și că mulți filozofi erau sinucigași. Deci ce au făcut? L-au scos pe Dumnezeu din ecuație. În momentul în care tu ai scos pe Dumnezeu din ecuație și ai dărmat scara aia valorilor, după cum îți mânui tu viața, tu ești în derivă. Tu nu mai știi la ce să te compari. Nu? Ești liber, adică liber să ce? Exact ca în România, după Revoluție, s-au zis că acum sunteți liberi, este democrație, faceți ce vreți. Nu? Deci să nu mai ai o grilă de valori, după reguli morale sau statale după care să te iei. Ei, și prin filozofiile astea, ei au introdus acești viruși, aș putea să-i spun, aceste concepte în mintea viitoarelor generații, că nu există Dumnezeu, deci tu poți să-ți faci viața cum vrei tu. Și după, deci ăștia erau nihiliștii. După aia au venit din nihiliști, s-au mai dezvoltat alte ramuri, că au zis, ok, păi dacă viața nu are nicio valoare, înseamnă că ne sinucidem, că toți intrau în depresie. Și înseamnă că poți să te omori, că nu ai de ce să trăiești. Și au venit ăștia cu, cum îi spune, absolutismul, e după mitul lui Sisyphus, cred că îl spune, cel care... Sisyph, adică viața este o greutate pe care tu tot timpul trebuie să o duci, dar fără scop. Da? Deci tu, într-un fel, tot cari apă într-o fântână, să torni apă în fântâna care nu se umple niciodată. Și alții au zis că nu e așa, că de fapt, într-adevăr, nu există Dumnezeu, nu există reguli, dar totuși nu putem să ne sinucidem cu toții, ci putem să ne facem viața cum vrem noi. Deci îți faci scopuri în viață, vrei să, nu știu, să devii cineva, să faci ceva, să... Deci intră conceptul de scop, de asta New Age. Să știi că lucrurile astea au fost cultivate de mult. Să zicem, după de 2000 de ani cu Noul Testament, că da. Iisus acolo totul a făcut că a vrut El, deci Dumnezeu nu face parte deloc din ceea ce s-a întâmplat. Da. El a sfârșit, când a murit, El a înviat, că a înviat El, că are puteri. Deci totul a fost din voința lui proprie. Deci urmarea este societatea de astăzi în care, uite, s-a ajuns la nihilism. L-a eliminat, de atunci a fost eliminat Dumnezeu. Da. De peste tot. Deci s-a făcut treptat. Deci, de fapt, toată lupta noastră este împotriva lui Dumnezeu. Scoate-l pe Dumnezeu din ecuație, lasă pe oameni liberi. Ei, și acum poți să le dai tot felul de concepte. Adică tu poți să-ți clădești singur viața. Dacă nu poți să o clădești, poți să te sinucizi sau poți să faci alte chestii. Așa te controlează. Și acum mă gândeam, ok, de ce am băgat asta cu filozofia? Am zis că eu am ajuns la concluzia că, ok, religia, pentru oamenii aia de jos care nu au carte, știi tu, ăia care cred că este un Dumnezeu pe un nor și te pândește, când ai greșit ceva, îți dă cu parul. Și pentru aia au făcut sectele, știi? Deci au tăiat religia și din creștinism s-au desfăcut foarte multe secte, din religia ebraică la fel. Le-au tăiat-o pe feliuțe cu tot felul de secte ca să le dea la oameni să aleagă și în același timp să și dilueze esența religiei, da? Să se piardă spiritul, să bage numai pe materie. Treptat, dacă te uiți în secte, treptat totul este pe materie, nu mai este pe suflet, să dilueze religia. Și au zis, băi, o să fie și intelectualii,
care nu crede în religie, știi? Sunt mai deștepți, da? Decât restul oamenilor. Hai să le băgăm filozofii. Și atunci au venit cu filozofia lui Nietzsche, lui Schopenhauer. După au fost Albert Camus, care și el la fel au vorbit de viața nu are niciun sens, dar puteți voi să-i dați un sens care vreți voi, sau Jean-Paul Sartre, sau toți ăștia deci toți europeni de altfel. Hai să, că ăștia sunt pentru cei deștepți care au școli, da? Și astfel ajungi la o societate în care indirect pentru tine nu mai există Dumnezeu. Deci poți să faci ai o libertate să faci ce vrei tu. Deci viața ta este în mâinile tale. Și în felul ăsta tu adopți foarte ușor New Age-ul, pentru că te gândești, băi, totuși trebuie să existe cineva, că sunt, nu știu, multe relicve pe pământul ăsta care nu au nicio explicație. Trebuie să avem noi niște frați mai mari, da? Și atunci apar extraterestri și alte nivele ierarhice și adopți foarte ușor New Age-ul. Înțelegi? Dar peste tot ideea este să nu crezi în Dumnezeu, adică să nu lași viața să fie și să lași pe Dumnezeu să lucreze prin tine și să ajungi la smerenie. Deci să nu lași și să intervii tu. Da, da. Să faci ce viață vrei. Păi normal, Marius, dacă nu există Dumnezeu, nu mai există moralitate, nu mai există reguli, că altfel nu am fi liber, nu? Că s-a băgat conceptul de libertate, deci ești liber să faci ce vrei. Atunci, cum se pupă conceptul de libertate cu faptul că avem reguli? Ei, și toate ideile astea a filozofilor, să nu uităm că filozofii, ideile au fost la baza revoluțiilor, la Revoluția franceză, la Revoluția rusă, au fost exact aceste idei, că nu mai există reguli, nu se poate ca un om să fie mai sus decât altul, nu se poate să slujești pe regele tău sau pe domnitorul tău. Deci toate revoluțiile au fost făcute pe idei. Da? Trebuie numai să le argumentezi foarte bine, să aduci multe motive și argumente logice, pentru ca acea categorie socială care se crede foarte deșteaptă să le adopte. Și după aceea să le implementeze. Da. Și eu cred că acum suntem încă aici unde suntem, bine, că avem pe aia 1 milion de studioși care încă mai țin legătura cu Dumnezeu. Și cred că când spui tu că ei zic că noi nu merităm să trăim pentru că nu studiem, cred că nu se referă numai la textele sfinte, ci și la această istorie, să vedem exact cum am fost noi deraiați de la conceptul de la Dumnezeu, de fapt, prin conceptele filozofice pe care au fost dezvoltate în ultimii 200-300 de ani și care sunt studiate din liceu până în facultate, le studiezi. Îți dai seama, pentru ei este o problemă de viață și de moarte. Dacă pierd tradițiile și această cunoaștere, ei trebuie neapărat să o transmită la noile generații. Am văzut că erau copii de școală, de grădiniță, care învățau. Îți dai seama, o viață întreagă aprofundează aceste lucruri și asta este, de fapt, supraviețuirea lor. Da. Dar și a Pământului. Da. Da. Când ei dispar, a terminat cu noi. Deci, ceea ce acum, după ce am învățat și am învățat în școala iubirii, că de fapt Dumnezeu există, e acolo și El ne ține pe toți și le-am găsit dovezi prin Vechiul Testament, care sunt uluitoare, când citesc Noul Testament și când citesc toate aceste filozofii, bine că nu trebuie să citesc toate filozofiile, dar esența filozofiilor, îmi dau seama că de fapt lupta a fost tot timpul contra lui Dumnezeu. Esența luptei. Deci totul ce s-a scris e un fel să se dovedească că nu există Dumnezeu, nu există un creator. De fapt, noi suntem niște accidente. Așa a venit și Darwin. Darwin a fost tot din nihiliști. Dar noi suntem un fel de accidente
ale vieții. Deci suntem produsul nihilismului. Păi hai să ne gândim ce consecințe are asupra unei societăți unde tu educi deja de generații, o educi indirect prin școală, da? La filozofie ai învățat despre Nietzsche, care a zis că nu există Dumnezeu, poți să faci ce vor mușchii tăi. Da? Și după aia mai vine unul și zice, nu știu care zice, Albert Camus, parcă dacă poți să, de fapt, nu există Dumnezeu, poți să faci ce vrei, dar bine să-ți pui ceva, niște scopuri frumoase, sau vine Jean-Paul Sartre și spune, nu, e, de fapt, viața este grea, așa o să fie toată viața ta, o să car niște pietroaie de moară în spate până mori sau până decizi tu să te sinucizi. Sau dacă mai citești și Schopenhauer, ăla este pesimistul convins, deci acolo dacă nu te sinucizi înseamnă că ești bine. Și în muzică Wagner. Da, deci te-a făcut și zici că ești melancolic, de fapt tu ești depresiv, deci te duce spre depresie. Nu? Deci pune tot contextul ăsta într-o societate care nu mai are baze morale. Dumnezeu e undeva e la biserică acolo, în icoană, atât. Am impresia că să poți să faci lucrarea aceasta, trebuie să ai o conducere centrală. Deci totul trebuie coordonat. Păi este, nu este. Deci, iluminate când au început, se numea Bund, de-a Bund. Bund înseamnă în germană legătură sau organizație. Da? Și au băgat ideologia comunistă, vine de la el, de la ei, Karl Marx, care a scris asta, Capitalul. Capitalul. Da, și manifestul comunist a fost, s-a dat de fapt misiunea de către acești iluminati să o scrie. Deci, că nu stăteau ei la masă să scrie, ei aveau putere financiară, da? Deci aveau putere financiară, puteau să cumpără pe oricine și orice și au spus, te duci și scrii ăsta, manifestul comunist, și se bazează, de fapt, pe filozofia lui Platon, Marius, pe ce a scris Platon? Da, Republica. Republica, da. Republica, da. Deci totul este bazat pe Republica lui Platon, pentru că ideea era să devină asta, comunism. Deci Republica lui Platon ai acolo și partea aia cu peștera, nu? Care am studiat-o noi în liceu, în care, de fapt, noi, de fapt, tot ce vedem sunt numai niște proiecții, nu este realitatea. Și dacă te gândești astăzi, sigur suntem cam așa. Da, deci ei l-au pe Platon, la filozofia lui Platon la bază. Da. Și a existat un fenomen împotriva lor? A existat oameni care să să meargă se pe opun. invers decât ei, să li se împotrivească? Da, deci ce au făcut? Deci ei au erau evrei de-a lor, deci nu au venit alții, deci ei contra lor sunt, da? Au adoptat anumite ideologii și ideologiile lor erau să suprime religia, să suprime această legătură cu Dumnezeu. De unde această ură pe Dumnezeu? Pe asta eu zic că vine de la Iacob și de la Esau. Pentru că atunci când Iacob a luat binecuvântarea lui Esau, Esau a jurat că o să se... Nu, în binecuvântarea care a dat-o după aia Isaac lui Esau, deci a dat-o fiul lui, i-a spus că tu ai să poți să te eliberezi la un moment dat de fratele tău. Dar nu a zis cum. I-a dat posibilitatea să facă orice. I-a dat posibilitatea să se elibereze, da. Dar el o să fie tot timpul legat, o să fie tot timpul supus fratelui său până în momentul când o să poată să se elibereze într-o anumită condiție. Și acum
Uite, mi-a venit o chestie acum în minte. Dacă Iacob a luat calea, deci partea aceasta a evreilor, calea curată, să spunem așa, de slujirea lui Dumnezeu, de a-L vedea pe Dumnezeu peste tot, de a trăi în smerenie și în cumințenie, toți ăștia din cartea asta care au i-au atacat, au luat calea inversă. Au zis că la Dumnezeu poți să ajungi și prin păcat. Ce am citit eu ieri despre despre franchiști. Uite, aici spunea că dacă evreii la masă îi mulțumeau lui Dumnezeu, înainte să mănânce, da? Îi mulțumeau lui Dumnezeu pentru aceste binecuvântări, în cultul franchist, această binecuvântare mulțumea un Dumnezeu care permite interzisul. Da? Deci ei au zis că dacă nu putem toți să fim sfinți, măcar să fim toți păcătoși. Deci, într-un fel, calea lui Dumnezeu este și prin păcat. Da? Și aici mă gândesc că poate asta a fost calea pe care cei din linia lui Esau au luat-o, luăm calea inversă a păcatului. El prin sabie se poate elibera. Da, pentru că deci toate acțiunile astea subversive împotriva evreilor au fost să dilueze credința în Dumnezeu. Au băgat conceptul de Mesia, dacă Mesia a venit și o să schimbe ordinea lui Dumnezeu. Și aici vine, păi cum poate, de ce ar schimba Dumnezeu ordinea lucrurilor? Marius, dacă hai să tăiem aici un pic firul în patru. Dacă Dumnezeu este atot cuprinzător, El ne pătrunde pe noi și pe toate lucrurile și noi de fapt, El de fapt lucrează prin noi și noi suntem aici pentru că avem anumite programe pe care trebuie să le depășim. Deci greutățile sunt de fapt treptele, pietroaiele pe care noi urcăm, ascensiune, ca să ascendem acolo că toți vrem să devenim iluminați. Greutățile sunt bolovanii ăștia pe care noi, în loc să ne împiedicăm și să îi înjurăm, trebuie să urcăm pe ele, să le acceptăm și să urcăm. Și cu cât urci pe mai multe greutăți, cu atât ajungi mai sus. Da? Deci te cureți de toată pleava asta. Deci dacă Dumnezeu așa a făcut lumea, atunci care este logica ca Dumnezeu să spună la un moment dat vă voi trimite pe cineva, că Mesia este în toată lumea, da? În toate conceptele religioase a lumii, care să schimbe regula și să vă arate o altă cale. Adică să vă închinați la Mesia respectiv. Nu vă mai închinați la mine, vă închinați la Mesia respectiv. Care e rațiunea? Da, deci că el asta este, el este și plus și minus la un loc. Deci el merge paralel și cu plus și cu minus. Și vrei asta și fac. Deci, pe exemplu, susțin marea resetare, dar susțin și pe cei care se opun marea resetare. Ambele părți. Ei sunt și plus și minus. Și pe roșii și pe albi. Păi da, dar mai mult pe minus. Adică, probabil că am fost prea mult pe plus și de-aia ne răsturnăm acum? Întotdeauna balanța trebuie să fie în echilibru. Și întotdeauna va susține și o parte și alta. În momentul în care omul caută un bine pentru sine, el a dat naștere inversul, a creat inversul, care vine împotriva lui, îi dă și victoria și îi distruge absolutul. Pentru că nu ai voie să ai ceva absolut, nu ai voie să ai bine și rău. Adică totul este bine în fiecare clipă, pentru că Dumnezeu este cel ce este. Este și bine și rău la un loc, ca o monedă, monetară și față și spate. Deci oamenii evoluează în mod egal și prin comportamentul ca o ființă divină și ca suflet și prin comportamentul egoist. În mod egal. Pentru că natura umană suferă în ambele părți în mod egal.
În prima parte vin forțele cerului, alege un bine și vin forțele cerului și îl desprind. În partea a doua el se supune, da? Dar supune aceasta, natura umană suferă prin supunerea respectivă și suferă la fel ca și celălalt care este lovit din față. Deci natura umană suferă în ambele poziții. Deci el este cunoscut în ambele moduri. Deci ce vrei tu să spui? Că de fapt Dumnezeu ne-a dat ambele căi. Ne-a dat două căi și asta a fost prin nașterea lui Iacob și a lui Esau. Au fost cele două căi. Da. Calea lui Iacob e de auto-înfrânare, suferință prin auto-înfrânare, prin da, negare. Să respecti poruncile și îndemnurile lui. Așa. Și calea lui Esau este calea idolatriei și da, de toate... da, De toate... da. Și atunci cheam forțele cerului și tocmai stăpânii la lume ajung să fie reprezentanții forțelor cerului. Că este foarte interesant. Ei au zis așa, noi nu ne asumăm răspunderea să-L atacăm pe Dumnezeu că o sfârșim prost. Atunci ce facem? Impunem pe ăștia să se atașeze de materie, le crește agresivitatea interioară și Dumnezeu ne va pune pe noi să corectăm. Deci ne dă nouă puterea. Genial. Și în același timp spune, las că nu-i termin eu pe ăștia, că după aia să nu vină Dumnezeu contra mea, că distrug creația, îl fac da, pe Dumnezeu să o fac. Deci l-au manipulat pe Dumnezeu. Da, da. Nu, a intrat în legea lui, a știut ce face el. Și ei sunt și diavolul. Deci diavolul devine corector. Corector, învățător, judecător. Deci nu e ceva rău, este de fapt o metodă prin care Dumnezeu te corectează. Da, da, vezi tu, deci partea lui Iacob, Israel, deci cei foarte puțini care într-adevăr încă urmăresc legea lui Dumnezeu de mii de ani, el au pe Dumnezeu la mijloc și partea cealaltă l-au scos pe Dumnezeu din ecuație. Domnule, nu mai există, voi sunteți liberi să construiți ce vreți voi, e ca o grădină, au tăiat tot, au lăsat pământul acum gol, puteți să plantați ce vreți voi, să faceți ce vreți voi. Și Pata? ambele părți duc... Pata lui Iacob? Da, nu, partea lui Esau. Partea lui Esau, am spus, nu mai există Dumnezeu, l-am scos la pensie, a rămas cu Iacob, noi ne facem Dumnezeu nostru și că tot o să ajungem la el, dar noi luăm cealaltă cale. Că pământul e rotund, că e vestul sau estul, tot acolo ajunge eventual, nu? E bun. Îți dă o palmă pe o față, trebuie să-ți dea palmă și pe partea cealaltă. Una nu ajunge? Nu ajunge. Rămâi strâmb. Rămâi cu falca strâmbă. Ce frumos. Deci, în explicațiile noastre trebuie să ajungem la nivelul în care să nu vedem niciun rău, niciunde. Să înțelegem că totul e bine. Acolo mi-ai amintit de ceva? Când era asta mare al meu mic, avea vreo 3 ani, l-a luat mama de o ureche și l-a, nu știu, a făcut o prostie și l-a luat de ureche și s-a dus în oglindă și se uita, bunica, mi-ai făcut urechea roșie și asta a rămas albă! Ai! Două și nici altă! Uite ca urechea roșie! Așa și noi. Rămânem cu o ureche roșie și una albă. Nu, tot este bine așa, cum și cu Esau și cu Iacob, foarte bine. Ne dă pumnii cum vrem noi. Adică n-ai unde să scapi, tot la el ajunge. Da, învățătura e revelatoare, Marius, adică eliberatoare, vreau să zic. Care învățătură? Ambele învățături, adică când ajungi să le înțelegi pe amândouă... Că ambele sunt bune, atunci ești liber. Ai ajuns să-și ca la iubire atunci. Da, da. Că la iubire le acceptă pe amândouă, în mod egal. Înțelegi și cum au lucrat ceilalți, înțelegi că, de fapt, suma este ajungerea la Dumnezeu. Nu urăști, bă, calea lui Esau nu e voie să urăști. Că e tot divinul care lucrează acolo pentru că asta am ales noi. Știi de ce? Am explicat astăzi la Iuliana de dimineață că noi când ne atașăm de exterior, atașamentul ăsta crește agresivitatea interioară. Ne formăm neu. Și atunci Universul, deci Dumnezeu zice, măi, mă ataș pe mine.
Deci noi când devenim atașați, ne atașăm individual. Individual crește agresivitatea interioară și atacăm totul. Atacăm universul. Și universul zice, trebuie să te opresc. Ai nebunit, mă ataci pe mine. Adică pui lumea aceasta pe primul plan și devii agresiv și mă ataci pe mine. Și va trebui să vin împotriva ta. Și asta o face. De ce? Ca să echilibreze. De ce? Când noi punem ceva mai presus decât divinul, deci decât lipsa, așa, și când căutăm o fericire în afară, noi, de fapt, ne îndepărtăm de el, adevărata fericire fiind în el. El e dătătorul sănătății, fericirii noastre. Nu lumea exterior. Exterior doar ne ia din energie. Și Dumnezeu zice, băi, ești nebun, îți ia din viață, trebuie să te apăr. Și atunci îi dă necazuri. Și vin forțele cerului prin șefii la lume și te restrâng. Și zic așa, ce faci? Mănânci carne prea multă? Nu mai mănânci carne, îți dau din aia sintetică sau îți dau gândaci și nu o să vrei să-i mănânci. Zici că ești vegetarian, îți dau tot felul de injecții în vegetalele acelea și nu o să mai vrei să mănânci. Și încetul cu încet omul trebuie să găsească soluții să se restrângă un timp. În timp. Deci vezi cum este atacat. Toate plăcerile noastre sunt atacate. Sunt atacate. Da. Deci nu mai plăcerile sunt atacate. De exemplu, când acum 2 ani de zile, când am stat acasă, nu aveam voie să mergem la restaurant. Deci, nouă ne plăcea să mergem la restaurante. Ne plăcea să ne plimbăm. Nu ai mai avut voie să te plimbi. S-a pus restricție. Deci tot timpul, chiar și conceptul ăsta de carbon, știi? Creditul carbon, îți măsoară tot timpul creditul carbon, consumul acesta este tot pe consum. Trebuie consumul să fie restrâns acum, cât mai mult. Adică bunăstarea, desprins omul de materie ca să poată să fie salvat. Este o logică care vine tot de la divin, nu e de la stăpâni la lume. Dumnezeu a găsit această soluție, asta este. Te conformezi. Dacă te opui, vei suferi. Dar ce vreau eu să te întreb, Marius, ăștia care sunt pe linia lui Iacob, da, deci care urmează linia lui Dumnezeu originală, ei împart sau ei acceptă și cealaltă parte? Sunt în neutralitate? Păi când respectă poruncile lui Dumnezeu, sunt în neutralitate. Pentru că la Iacob, cu Esau, ce s-a întâmplat? S-a dus Iacob la Esau și a spus, tu ești Dumnezeul meu, adică te respect în mod absolut, tu ești stăpânul meu, sunt robul tău, s-a făcut rob. Această informație a avut consecințe foarte mari, pentru că ca să fii rob, ce a însemnat? I-a dat oi, i-a dat vaci, i-a dat știu, din bunăstarea animale, lui. I-a dat bunăstarea lui. I-a dat bunăstarea lui. Cu toate că fratele lui trebuia să-l slujească pe el. El era, de fapt, conform binecuvântării tatălui lor, Esau trebuia să se închine fratelui lui. Da. Să știi, când se absolutizează un bine, vei crea rău automat. Dar și răul acela este tot Dumnezeu. Deci n-ai unde să fugi, tot la mâna lui ajungi. Păi și atunci, acum te întreb pe partea aia, dacă linia asta la alta a lui Esau acceptă sau e împărțită? Păi ea va crea în continuu, e împărțită. Dacă acceptă ce? Și partea cealaltă cu Dumnezeu. Dar nu, cred că e împărțită, pentru că de asta suntem noi împărțiți și ne batem ca proștii. Păi ei absolutizează că Dumnezeu nu există. Da. Ei asta absolutizează. Și dovedesc în 300 de ani, în tot fel, în e ca o religie, da. Și teorii și concepte că nu există și de ce nu că există. Omul este puternic, că omul face minuni, că ceilalți sunt proști cu toții, sunt răi. Uite, dimineața asta a zis Iisus, voi toți sunteți răi. Da. Nu, în nihilism, deci în conceptul ăsta de că nimic nu există, se spune că singurul ce există este știința, este numai ceea ce descoperă oamenii. Este singurul lucru care se acceptă ca fiind adevărat. Restul, religia, dogma, nu există așa ceva, nu există Dumnezeu. Deci se bagă pe știință. Acesta este, deci noi suntem, asta este religia noastră, nihilismul, mare. Eu am înțeles, dar știința ce zice despre organismul nostru?
că zicea doamna aceea, am pus un video, un doamnă profesor, au coborât în universul mic cu un microscop atomic. De ce râzi? Și creștea, deci era... Păi ne întoarcem la origine, știi? Te s-au împușcat ei singur. Păi, da. Păi atunci ce? Mai e știința? Că nu mai e știința. Da, unde e știința? E acea energie care ține totul la un loc și este infinită și nu poți să o cunoști niciodată. Păi te-ai terminat, te-ai ajuns în divin. Păi, dar nu degeaba l-au scos pe Dumnezeu prin Descartes. Au zis, statul și religia trebuie să fie separate. Statul are grijă de oameni, religia are grijă de suflet. Și de acolo a deviat știința și altele. E terțiul exclus. A treia posibilitate exclusă ca să nu poți să te ridici deasupra. Te prinde în dualitate. Bine, Da. rău, bine, rău. Când? Da. În momentul în care eram prost. Deci am fost mult timp prost, în sensul că n-am înțeles nimic, pentru că nu aveam definiții. Deci ca să poți să înțeleg despre ce vorba, trebuie să găsesc definiții. Și luam definiții pentru cât mai diferite, pentru unul și același lucru. Nu am ținut cu nicio parte. Deci erau și, la mine erau și asta e valabil și asta. Niciodată n-am zis că asta este mai bună definiția asta decât alta. Deci și definițiile care erau negative pentru mine erau egale cu cele pozitive. Da? Deci așa funcționează divinul, este și. Și atunci n-am obținut în mine o stare de răzvrătire. Pentru că deci liniștea aia pe primul plan. Eu eram cu atât mai liniștit cu cât găseam mai multe explicații despre unul și același lucru. Deci nu puteam să fiu răzvătit. Și în modul acesta am înțeles lucrurile cele mai ascunse. Deci n-am împărțit, în bine și rău. N-am ținut cu nicio parte. Uite ce am mai găsit aici. În secolul 20, acest nihilism a înglobat o varietate de poziții filozofice și estetice. Adică a făcut pui, da? Care ce zicea? Unii negau existența unor adevăruri, deci ce se știa adevărat până atunci nu mai era adevărat, sau valori morale autentice, deci au desființat moralitatea. Alții respingeau posibilitatea cunoașterii sau a comunicării și afirmau lipsa de sens sau de finalitatea vieții, deci trăiești degeaba, sau a universului. Da, deci au făcut tot felul de pui. Da. Acum hai să mergem, apropo de nihilist, de atacul la persoană, că omul atunci devine o ființă întunecată, mergem la un alt nivel puțin mai superior și spunem, și atacul la persoană este făcut de divin, da. Da? Nu este nimic rău în ceea ce se întâmplă, este calea cea prin suferință și este bună așa cum este. E o experiență. Da, și când nu mai vezi rău și vinovați în lume, intri în liniște și pace și în iubire și nimic rău nu mai poate să vină din față, pentru că îl obligi exteriorul să fie iubire și nu poate să se opună. Din față, exteriorul fiind oglindă, îți va întoarce înapoi ceea ce ești tu și e cea mai mare putere la tine. Când accepti pe Dumnezeu care vine și sub forma răului, ești liber. E cea mai mare libertate posibilă. Să nu vezi rău și vinovați în lume, e cea mai mare fericire. Nu există. Iar dacă te duci în lumea de dincolo la moarte și nu ești în starea asta, să vezi totul bun așa cum este, lumea lui cere, îi pui un pas. Pentru că te duci cu contradicțiile respective și toate conflictele acelea interior îți vin din față, nu vei putea să reacționezi și se explodează în interior. Și este ca un foc, ca o combustie internă, ars pe interior. Și e o nebunie, nebunești. Că nu poți să te aperi, că nu poți să... Deci dacă pe pământ n-ai știut să rezolvi situația asta, da, minte acolo. Că-ți vine amplificată. Cum crezi că o să ajungă restul umanității să înțeleagă că tot rău e spre bine? Știi că avem și noi vorba asta, tot rău spre bine. Făcând excursii în lumea lui Ieceară și iadul 2. Făcând excursii în lumea lui Liceoare, numai așa se poate. Păi da, dar nu se duc toți. Majoritatea? Adică, nu, zic așa, în timpul vieții să te duci să faci o călătorie pe acolo. Nu, așteptând la moarte și după aceea se duc. Nu, n-au șansă.
Suferința, suferința îi duce. Suferința este o resetare și în suferință îi vine omul inspirație și începe să înțeleagă. Când nu mai are ce să facă, nu mai are șanse alternative, când nu mai are speranțe, atunci el se lasă. Când s-a lăsat, atunci se întâlnește cu Dumnezeu și el îi arată ce trebuia să facă. Deci suferința îl ajută foarte mult pe omul care e îndărătnic și se luptă și se apără, suferința îl ajută cel mai mult. Da, dar trebuie să fie o suferință foarte mare, pentru că suntem și foarte rezistenți, Marius. Suntem foarte rezistenți. Păi da, când îți ia toate proprietățile lui, e suferința mare. Că de-aia se și bagă ideea că noi suntem puternici, mai ales femeile suntem puternice, putem să trecem peste greutăți. Să luptăm, să rezistăm, da. Da. Nu spune, lasă, cedează. E tot rău spre bine. Te și motivează. Da. Și crește acea rezistență interioară, lasă că eu pot să mai rapt și până ce? Până nu mai ai niciun pic de energie, până te-ai consumat de tot, până Da, te-ai dar ars. Aici apare o perspectivă, cea mai înaltă perspectivă. Și New Age este tot divinul. Și nihilismul este tot el. Adică dacă el vede că tu nu poți să te lași, bine, zice, mergi pe partea ta, uite, și lupți aici, lupți, suferi. E și asta o cale. Sunt și acolo. Sunt și acolo. Când ajungi la această înțelegere că nu este nimic de anulat sau de scos din univers, că totul este corect în fiecare clipă, închipeți. Dacă el ține organismul ăsta care este așa de infinit de complex, nu? Și tot universul ăsta fantastic în mâna lui, îți dai seama, el este și nihilismul, el este și New Age, este și rău, este și binele. Deci nu se poate, când ajungi la această înțelegere, nu mai poți să zici nimic. Într-un fel să nu te afecteze, știi, că da, există și de aia, există și de aia, există din toate, dar... Dar apare o problemă mare, nu mai avem noi ce să discutăm. Dacă te-ai întrerupt, ce apare? Apare o problemă foarte mare, nu mai avem ce să discutăm. Ei, nu, mai găsim noi. Dacă totul este bine așa cum este, ce mai zici? Găsim, nu, zicem așa, la începutul emisiunii ziceam, acum intrăm în dualitate, să nu ne deranjați, suntem judecători, luăm rolul de judecător și criticăm partea cealaltă ca să avem și noi ce să discutăm, că după aceea ne oprim. Da. Păi intrăm în analiză, da? Deci luăm textele și le discutăm comparativ la învățăturile școlii iubirii. Ne Da, facem la că nu principiile știm de că bază. ne facem că nu știm că Dumnezeu e în ambele poziții, este și bine și rău la un loc. Ne facem că nu știm și criticăm răul care e de fapt tot el. Păi, Maliu, cred că nici nu zicem că criticăm, ci noi subliniem o cale. Aceasta este calea lui Dumnezeu și asta este calea Lui Dumnezeu. Dumnezeu, cealaltă parte a monedei. Deci asta da, e fața și da. Spatele. Adică fața lui Dumnezeu, spatele lui Dumnezeu, umbra sau... Da. Da. Și că este bună și una și alta și că s-ar putea ca cel care merge pe calea aceasta negativă a nihilismului să ajungă mai repede la divin, pentru că suferința îl resetează de nu se vede și deodată Bruce se trezește înțelept, da? Mai Da. înțelept decât cel care urmează calea supunerii sau așa mai departe? Să știi că mă gândeam la chestia asta, mă gândeam că în momentul în care tu ai experimentat toate chestiile astea și ai ajuns la concluzia că sunt toate în van și asta nu era, adică nu era calea pe care tu o căutai și găsești calea care o căutai, tu atunci ai o viziune de 360 de grade, deci le vezi pe toate. Da, arată bune. Nu vezi nimic rău. Ți-ai completat, ai promovat. Uite, ești în dualitate, am dat experiența cu lapsusul. Ești în dualitate și când te uiți, vezi noroiul ăla, vezi gunoiul ăla, mamă ce miroase gunoiul ăla, nu? Noroi, murdărie peste tot, urât și mai departe. Când ești în non-dualitate, scade mentalul, din noroiul acela care înainte era scârboș și imposibil,
da? Mirosea urât, iese o lumină. E aceeași lumină și din noroi, și din gunoi, și din, nu știu, nisipul curat al plajei. Adică este da. Peste tot aceeași lumină. Păi dacă e peste tot aceeași lumină, ce treabă am eu? Divinul impregnează totul în mod egal. Este interiorul a tot ceea ce există. Dacă el se exprimă sub forma aceasta, asta este o greșeală noastră, pentru că noi vedem, e un defect de vedere, vedem doar formele. Și le punem etichete, dar în spate este acea soare de iubire. Dacă cu doamnele acelea două, care am avut și discuții în contradictoriu, știm? Dar din ele au apărut acea lumină de fantastică din pieptul lor, lumină care m-a învăluit. Deci soare de iubire în fiecare, indiferent de ce zice mintea. Nu contează ce zice mintea. Și vine numai să-ți arate că există și partea cealaltă. Când ești poziționat și ți arată, vezi că există și partea cealaltă. Poziționarea înseamnă atac la Dumnezeu, atac la univers, poziționarea. Poziționarea ne aruncă în iad, pentru că înseamnă iadul. Poziționarea creează iadul. Diavolul. Nu avem voie să devenim intoleranți mergând la biserică. Devenim radicali. De-aia spui tu mereu că să nu dăm sentințe când încheiem o propoziție. Să nu fie pe o parte, să iei imediat și inversul ei. Că e valabil în același timp. Apoi te lovește inversul. L-ai creat, se transformă într-un dușman și din față trebuie să-ți vină ceva să te lovească. Și te lovește în orice mod posibil. Și te lovește acolo unde te doare. Te dor banii, la bani te lovește. Faptul că ai lăsat, n-ai luat și inversul. Când ai vorbit, ai vorbit cu prietenul tău, prietena ta, și ai lăsat pe sentință, pe acuzație. Că numai așa trebuie să fie lucrurile. Și n-ai luat și inversul. Trebuie și invers să fie lucrurile. Adică prietena ta zice că bărbatul nu este bine cum este, tu zici bărbatul este foarte bine cum este, că este condus de divin, dar după aceea imediat zici, dar și ce zici tu este adevărat. Deci în fiecare clipă și plus și minus este adevărat. Da. Dacă rămâi doar pe o parte, te va lovi. Într-un fel să relativizăm, să spunem că numai așa există. Ce este și așa și așa sunt de toate părțile. Și. Pe Dumnezeu așa îl cheamă, și. Și. Da. Împăratul lumilor, și. Cred că asta este un exercițiu pe care noi trebuie să-l facem zilnic. Corect, corect. Când vorbești, uite, când vorbești cu prietenii, urmărește-te. Să nu arăți că numai așa trebuie să fie lucrurile. Trebuie să iei și invers. Și să vezi cum se diluează. Ei nu mai pot să reacționeze. Adică dacă te mărești? Să nu zici că numai așa trebuie să fie lucrurile, știi? Numai cum spune școala iubirii, ce poate fi și pădos. Poate să fie și nu aici. Da, păi, uite, dacă... Doar cum se formează argumentele și certurile între... sau conflictele între persoane? Fiecare susține o poziție. Nu? Da. Că nu asta. Și atunci celălalt trebuie să vină invers și să spună, păi nu, păi stai, uite că aici e așa și aici e pe dincolo. Da, exact. Îți găsește defectele cum ar veni sau contraargumentele, de ce nu este așa cum zici tu. Exact povestea cu cărămida. Când cei doi îngeri, cu cărămida, nu știi că doi îngeri ziceau, mai noi nu ne-am certat niciodată, hai să vedem dacă cum ne putem certa și cum să facem. Ca să ne cităm, uite, iau cărămida asta, o pun la mijloc între tine și mine, tu zici că a ta, eu zic că e a mea. Înțelegi? Deci, eu am dreptate, tu ai dreptate. Fiecare își susține dreptatea. După care punește cearta și să vezi ce frumos o să fie. Bine, atunci, începe tu. Și el zice, cărămida asta este a mea, la care cealaltă răspunde, bine, dacă e a ta, iau-o. Și la nu, că trebuie să zici altfel. Da. Păi nu așa. Luptă și tu. Încetare să rezolvă totul. Trebuie să ducă la cursuri pe pământ. Da. Și de dacă nu cedăm, nu este nicio problemă. Vom suferi. E bine oricum. Dar să vezi ce chestie. Eram făcut o emisiune cu Gabriela și povestea că a aplicat inversul tot timpul. Practic, spre exemplu, a venit nu știu ce zăpadă, a inundat un puț,
s-a inundat motorul, a explodat motorul și s-a stricat. Și n-am mai avut apă curentă. Și atunci ea a zis așa în ea, că funcționează motorul e bine, că nu funcționează e tot așa de bine. Și două zile a acceptat situația, indiferent de cât de complicată era, fără să se revolte interior. Și a treia zi a venit fratele și a reparat motorul într-o formă la care nu-i venea să creadă, n-a dat niciun ban și motorul părea distrus complet, a și sudat, nu știu ce a făcut acolo, și a reparat un motor și vechi și ruginit, care era aparent imposibil de reparat. Și nu trebuie, n-a trebuit să cumpere un alt motor. Și funcționează. Deci, ea face chestia asta mereu. Mă duc cu mașina în oraș și, mă, normal, apare teama. Nu mai e unde să parchez mașina. Zice, zice în ea. Și dacă găsesc, e bine, că dacă nu găsesc, e tot bine. Și atunci găsește. Că trebuie să te duci cu o stare de liniște în fața unui fenomen. Și se duce la primărie sau la judecătorie. Și zice, și dacă este coadă, este bine, și dacă nu este coadă, nu este, este tot așa de bine, și n-a fost coadă. Deci dacă te prinde, dacă te duci în fața unei situații de viață cu pace și liniște, nu se poate să te opună, să se opună. Deci noi creăm realitate. Coada aia a creat-o ea din stația, din parcare, în momentul în care se deplasează pe judecătorie. Deci faptul că accepta, indiferent cum este, a creat situația viață. Deci trebuie să înțelegem că noi creăm viață. Viața, adică tot oamenii aceia de la coadă au fost creat de tine, pentru tine, datorită ție. Deci nu că erau ei acolo, nu era coadă, nu. Prin faptul, deci dacă ea avea rezistență în ea, coada apărea. Trebuie să înțelege că suntem într-o lume miraculoasă, ca de bază, și noi nu știm că suntem într-o lume miraculoasă. Și creăm realitatea cum vrem noi. Deci, Marius, noi am putea să... Deci, în fiecare zi, să ne facem așa o listă cu chestiile care ne cam... Ne cam... Cum spun? Nu aș spune... Nu neapărat că ne enervează, ne cam... Nu suntem în liniște, nu ne sunt indiferente, da? Da. Să le luăm pe toate și să spunem. Da, da, e ok că soțul meu face pe clovnul tot timpul și e ok și dacă nu face, și dacă face și dacă nu face. Și zice asta până când îți găsești argumente de ce este bine și de ce, deci de ambele părți, încât să se neutralizeze. Și atunci... Bine, atunci nu neapărat că se schimbă comportamentul, dar se schimbă ceva, percepția înăuntru nostru, știi, înăuntru meu. Deci nu neapărat că noi dacă facem o chestie de asta, ne așteptăm că se schimbă celălalt, știi? Dar poți să te schimbi și tu, nu ți se mai pare relevant, se pare indiferent, nici nu mai vezi. Păi n-ai nevoie de celălalt să se schimbă, că celălalt se schimbă după tine. Deci tu trebuie să nu vrei ceva, să nu ai un eu acolo care vrea ceva, în mod absolut. Și când să fii indiferent și la ce situație, la rezultatul acțiunii tale, să fii indiferent ce-ți vine din față, și când ai starea aceasta de indiferență, de neutralitate, nimic rău nu poate să vină din față, pentru că nu ai eu care să scadă. Deci dacă ai o nemulțumire, că vai de mine, mă duc și o să găsesc o coadă, vei găsi coadă. Dacă zici că vai de mine, ajung în parcaj și nu o să găsesc unde să parchez, nu știu ce o să fac, nu vei găsi. Deci dacă zici, dacă găsesc, dacă nu găsesc, indiferent cum va fi, este bine oricum, că Dumnezeu hotărăște, atunci vei găsi. Deci trebuie să unești contrariile. De ce? Dumnezeu este întreg, nu e doar pe o parte. E și plus și minus. Și atunci când îl afirm că El este întreg, atunci... lucrurile se vor aranja de la sine automat, că nu au ce să scadă la tine. Adică să nu găsești parcare, nu are ce ego să distrugă. Că da. În momentul în care zici, vai de mine, nu o să găsesc parcare, e un eu, care trebuie să fii scăzut și nu vei găsi parcare. Deci trebuie să înțelegem că realitatea, noi creăm realitate și Dumnezeu ne dă întotdeauna funcție de noi. De ce? Că trebuie să ne ducă balanța, să o ducă în zero. Dacă zici că ceva nu este, nu știu, nu e cum trebuie, va trebui să primești lucrul acela ca să te distrugă. Nu e adevărat, totul este bine în fiecare clipă. Indiferent ce vine din față, tu trebuie să accepti. Și dacă acest exercițiu îl faci tot timpul și e stabil în el, atunci viața ta devine miraculoasă. O schimbi. Îl schimbi. Spre exemplu, tu te duci la servici și nu zici că, vai de mine, oamenii aceștia nu dau de lucru sau ceva. Și zici că îmi dau de lucru, că nu îmi dau de lucru, mi-este indiferent. Și atunci îți vă da de lucru.
Pentru că nu trebuie să-ți vină pe invers Dumnezeu să te ducă în neutralitate. Deci noi creăm, prin absolutizările astea, creăm realitatea. Și nu ți se spune asta, că nu spune nimeni. Că tu, coada aia nu că era acolo, ci coada aia e creat de tine, Dumnezeu ți-a creat-o ca să-ți distrugă ție absolutul acela, îngrijorarea aia. Că tu trebuie să te duci pe viață în stare de liniște și acceptare. Nu știu dacă explic bine. Ba da, ba da, explici foarte bine, Marius, pentru că mi-au venit câteva exemple în minte. Când am fost în perioada asta de lockdown și noi discutam cu soțul meu să ne mutăm la casa noastră de la țară, că el a vreo 200 și ceva de kilometri de lucru, da? De lucru meu și îmi zicea, vai, dar ce o să facem, că după ce o să se termine, cum te duci tu la servici în fiecare zi și nu știu ce. Și eu am zis, e bine și dacă o să mă cheme înapoi la servici full-time, e bine și dacă nu o să mă cheme full-time, o să găsim o soluție, e bine și așa și așa. Deci nu am dat energie în partea aia, că ce o să fie, ce o să fie dacă o să întâmple și dacă o să vină aia să zică, gata, nu mai faceți home office, faceți numai, lucrați numai de la birou iarăși ca înainte. Și mă gândesc că asta este și o chestie care îi paralizează pe oameni să ia decizii pentru viața lor. Adică nu mă duc să fac nu știu ce, că dacă vine și dacă mi se întâmplă și... știi? Înțelegi ce vreau să spun, Marius. În loc să spui, ok, mă duc și fac și dacă se întâmplă e bine, dacă nu se întâmplă e la fel de bine. Da, Mariu, este, cu Florentina am hotărât că o să mergem de Crăciun și de Revelion în reuniune la Mihaela. Da? Ai aflat sau n-ai aflat încă? Nu. Da, da, am zis că mergem cu toții și acum mai întreabă Florentina pe grup cine vrea să meargă cu noi în reuniune. Că am zis că băiele în Africa de Sud nu prea poți să mergi la plajă, la Cape Town acolo. Da, dacă vrem la plajă, e ori în Zanzibar, ori mergem în reuniune. Și acum ne-am hotărât că mergem cu toții în reuniune de Crăciun și de Revelion. Deci, acum, chestia este să nu ne atașăm de rezultat, nu? Că ne-am făcut și bugetul, cam câți bani am avea nevoie de fiecare, cam cât costă biletul, până unde, nu știu ce. Dar noi trebuie să ajungem să zicem, e bine dacă ajungem, dar e bine și dacă nu ajungem, nu? E bine dacă ne ajung, reușim să economisim până atunci, e bine și dacă nu. E bine dacă găsim o cazare pentru toți și e bine dacă suntem și în, așa, răsfirați. Right. Așa, da. Păi trebuie să aplicăm. Deci, Marius, dacă nu ne iese, înseamnă că n-am aplicat învățăturile corect. Păi să întrebăm pe Gabriela. Fac o mică pauză. Bună, Gabriela, suntem în emisiune cu Simona și am vrea dacă poți să ne explici cum crezi tu așa din senin cozi și spații de parcaj, locuri de parcaj și repar motoare. Bună, doamne, chiar tu astăzi am creat un parcaj pentru orașul meu, acolo unde ziceai că nici nu este posibil. Primul era opuselor, doamne, și până să simplu, facă-te voia ta, doamne. Dacă este, este, dacă nu, nu e bine oricum. Deci, prin acceptarea, dar tot ce este, e bine din față. Ce este, e bine din față, de fapt, spun. Dacă este coadă, e bine, dacă nu este, e bine oricum. Legat de motor, dacă funcționează motorul, e bine, dacă nu, nu. Dacă trebuie să cumpăr un motor nou, e bine, dacă nu, nu. Dacă trebuie să cheltui bani, adică să scot bani din buzunar, să investesc într-un motor, e bine și dacă nu, nu, e bine oricum, doamne, tot ceea ce vine de la tine e bine oricum, e voia ta. Deci cam asta e metoda pe care o aplic. Funcționează? Funcționează? Funcționează, doamne, da, funcționează. Sigur. Evident, în spate este și restrângere, și slujire, și dăruire. Am înțeles că ai dat 2 lei unui Dumnezeu al străzii și ce ai pățit? La, nu știu, în jumătate de oră am primit 200 de lei înapoi. Tot atunci am dat
Am dat 4 portocale și seara la câteva ore, până seara la câteva ore, am primit o sacoșă plină cu fructe. Mamă. Deci dăruirea, chiar îți arată Dumnezeu. Îți arată cât de mult te iubește. De tot ceea ce noi îi dăruim, El ne trimite înapoi în sutieți. De-aia zic că atenție mari la ceea ce dăruim, că putem să dăruim și pe invers, adică pe ceva de minus, să ne vine cam tot așa la fel. Adică cum? Explică. Adică dacă nu, tu zici că ai așa o stare de furie, da? Intensitatea nu este mare. Dar tu deja ai lansat un univers furie aia, păi poți să aștept cât vine înapoi cam dublu sau mai știu eu cantitate, dar bine, dacă nu ești conștient, dacă nu unești opusele, dacă nu ți lași imediat, să înțelegi că acolo e voia divină. Deci nu ne vine întotdeauna de la Dumnezeu ceea ce dăruim, că putem să dăruim să pe plus, să pe minus. Fantastic! Asta înseamnă că atunci când gândim că ceva este rău, ne vine mai rău. Da. Dacă o să spunem că ceva e rău, atunci da, lasă că zice Dumnezeu, ok, e rău, bine, haideți să rezolvăm situația asta, să primi până să scoți eticheta de rău. La Dumnezeu nu... Dacă Dumnezeu este în tot și în toate, El este perfect în tot ceea ce face. Putem să-i mai punem o etichetă de rău. În momentul în care i-am pus că eticheta de rău, să ne așteptăm lasă mai rău, asta cum spui, Doamne. Și dacă punem eticheta de bine... Nu mai poți comentarii aici. Este și atât. Orice situație este așa cum este. Până să zici multe, că mă doare capul. E rău sau e bine? Până este așa cum este. Deci nu-i pun niciun fel de etichetă. Că e rea, că e bună. Este. Cum-i durerea? Este și atât. Deci scoatem etichetele de pe tot și în felul ăsta să unesc contrariile. Și se schimbă oamenii. Se schimbă oamenii. Situațiile din fața noastră. Situațiile de viață. Da. Păi pare da. Simplu. Da, este simplu, dar acum asta nu înseamnă că trebuie să urmărim scopul ăsta neapărat, că peste tot să facem din asta, nu știu cum să zic, un obiectiv, să unim tot ce se poate. Nu știu cum să zic. Viața este așa cum este, o lăsăm în pace să fie așa cum este, că este perfect, că oamenii sunt perfect așa cum sunt, nu le punem etichete de bun, rău, nu împărțim nimic. Totul este așa cum este. Da, da, vezi că dacă ne surprindem că suntem, dăm o sentință, trebuie să luăm inversul. Imediat. Da. Da. Că altfel ne trezim că ne lovește din față, ca să ne aducă în zero. Da, chiar dacă am dat o sentință, e perfect, ne așteptăm la sentință. Deci noi ne batem singuri, vrei să spui, ne dăm pumni în cap, ce facem, suntem nebuni? Noi suntem creatorii propriei realități. Păi îți dai seama, mergi pe stradă și vezi un om care își dă pumni în cap. Păi așa suntem noi. E treaba lui. De fapt, ele tot lindesc ceva, uite, vezi, cam asta mai tu, realitatea ta. Dar îl las în pace să-și dea pumnii, mulțumesc frumos în gândul meu că mi-a arătat cam ce este la mine. Mai departe, unesc contrarii, văd care țin prezintă situația respectivă. Că nu întâmplător mi-a apărut în față. Că, de exemplu, dacă apar doi îndrăgostiți care se îmbrățișează, este ceva care este din mână. Dacă apar doi care se pălmuiesc, este ceva care este din mână. Pentru a fi acceptată situația respectivă, pentru a vedea dacă programul respectiv la mine este închis, dacă este în acceptare. Și dacă zice că totul este bine, ce ni se întâmplă? Ce se întâmplă? De fapt, ne vine un bine mai mare. Ne vine un bine mai mare. Suntem în divin. Nu se urmărim să obținem un bine mai mare. Pur și simplu să ne lăsăm dus condus în barca asta minunată care este... Viața asta este pământ, este o experiență, o binecuvântare, un dar, să fim aici, să experimentăm tot ce ne vine din față. Uite, vrea Simona, o clipă, vrea Simona să te întrebe ceva. Spune, Simona.
Ok, nu știu, mă auzi, Gabriela? Da, te auzi, să știi că stau de mai greu, am căutat un loc așa, un dispar zgomot, nu știu, nu trebuie să o duc. Sunt Ok. desperat, nu știu, să o zgomot, dar haide, să încercăm. Da. Ok, e clar că dacă e ceva care să spun așa că nu-ți dorești sau nu-ți convine, spui ok, e bine și așa, e bine și pe altfel. Dar ce faci în momentul în care ți-e foarte bine, zici că, nu știu, ești într-o situație, ești foarte bine în situația respectivă și spui, vai ce bine e în situația asta. Îți vine după aia pe invers să-ți arată că nu e bine sau ce trebuie să zici? Trebuie să zici că e foarte bine sau că e bine și așa și bine și pe dincolo, că nu ne e tot timpul rău, știi, că ne mai e și bine. Vreau situația așa cum este, cum mulțumesc Doamne, situația este așa cum este, dacă drept nu mai pun o etichetă că e bine. Doamne, mulțumesc, situația asta cum este de la tine, este așa cum este și atât. Nu. Deci nu mai să mulțumim. Deci mulțumesc, Doamne, pentru... Mulțumesc pentru toate situațiile de realitatea mea, din viața mea. Toate ești tu, pe toate mi le-a tu. Dar nu mai pun la situațiile în care îmi vin din față, nu mai pun că e bun, că e rău. Nu mai caut un bine, deci nu caut să aleg doar bine. Deci nu... Scolarizată. Este bine să fie foarte sunt așa cum sunt. Deci nu-i dai o etichetă că e bine, că e rău, că e dureros, că e frumos, că nu știu ce, că e perfect. Spui că mulțumesc, Doamne, e bine așa cum e. Da, este ca cum te duci la cinematograf, da, să urmărești un film la care nu-i pui nicio etichetă. Eu știu, m-am dus, am văzut un film, nu știi, și atât. Mulțumesc, privesc. Sunt un spectator. Mă bucur de ceea ce mi-a dus. Că orice situație, de fapt, mi se arată în realitatea mea ca să-mi arate ceva. Ori ca să rezolv un program, ori ca să mă ajute să conștientizez mai mult prezența lui Dumnezeu în viața mea. Așa cum mi s-a întâmplat mie, de exemplu, cu motorul, cu pozii, da, în trafic sau unde mai sunt, da? Deci Dumnezeu îmi arată, uite, sunt cu tine, merg înaintea ta, îți deschid toate ușile, îți rezolvi toate problemele, tu nu faci nimic, tu doar ești și atât. De fapt, Dumnezeu ne distruge absolutismele. Da, de fapt asta este ideea, da. În momentul în care avem o absolutizare, deja suntem polarizați. Suntem în pericol. Pentru că nimic nu e pe invers. Când este o absolutizare, clar că este o respingere. Atunci, fie și ne vine din față prin ea. Fără să absolutizăm nimic. Asta s-a creat prin absolutizare, s-a creat iadul, s-a creat diavolul, tot ceea ce va duce el. E suferința în lume. Și suferința. Da, scoatem absolutizarea, să dispărut să iadul să dea acolo, să suferim. Rămânem în divin, rămânem în Dumnezeu, în unirii cu El. Devenim una cu El. Și atunci reușim, într-adevăr, când scoatem absolutizările, reușim să-L vedem pe Dumnezeu în tot, în toate. Vedem voia Lui. Îl percepem, îl auzim. Din fața noastră este însuși Dumnezeu care îmi vorbește la tot pasul. Chiar că pe flori, uite, mă uit la o floare și nu îi mai pun o etichetă, wow, ce frumoasă este, wow, nu, pentru că acolo e un părțel, dacă îi spun ce frumoasă este. Este floare și atât, este tot Dumnezeu acolo. Exact ca în om. Nu te-am auzit, doamnă. Exact ca în om. Da, da. Deci putem să comparăm floarea cu un om rău. Deci omul rău este floarea aceea frumoasă. Pentru că e tot Dumnezeu în spate. Omul este așa cum este. Deci, oamenii sunt așa cum sunt. Deci, dacă dăm eticheta la o parte, rămâne numai Dumnezeu. Atât rămâne, da.
Că e frumos, că e rău, că e floare, că e nu știu ce, este tot divină. Da, că punem etichetă de urât, frumos, bun, rău, acolo e nu știu, e absolutizare parțială, e distanțare de divin. Fantastic. Separare. Și ce? E separarea, când separarea. Punem etichete. Da. Tot asta am observat eu în ultimele zile, scoțând etichetele, părțeala, îl percep cu mult mai mult pe Dumnezeu de cum l-am perceput până acum. Nu este atât, mă bucur. Sunt sau un martor la toată jocul lui. Spectator? Spectator, da. Nu mai te bagi niciunde? Nu mai lupți? Nu mai te bagi? Păi dacă ați luptat, e în împărțeală. A intrat în împărțeală și în etichetare, da. Da. Să trebuie cu cine să mă bag cu Dumnezeu. Că e nu știu. Las lucrurile să fie așa cum simte, cum perfect, în orice clipă. Deci ce faci în concluzie? Lași lucrurile și oamenii în pace, să fie cum vor ei. Da, da. Și accepți totul, accepți totul. Păi atunci nu se mai strică motorul, ce te faci? Dacă este cu motorul, treaba lui, nu am treabă cu el. Este tot Dumnezeu acolo care vrea să experimenteze chestia asta. Deci nu mai pun o etichetă că e bun, că e rău, că e, nu știu ce o să pătească, că nu-l accept, că nu-mi place nimeni fumul de cigar. Este treaba lui. De fapt, a venit fumătorul în realitatea mea ca să fie acceptat, iubit, asta cum este. De fapt, este tot Dumnezeu care îmi zice, uite, acum îmi iau rolul de fumător, mă accept tu asta cum sunt, ia să văd. Mă împan, în bun, în rău, ce faci cu noi? Am înțeles, dar apare o mare problemă, că dacă, spre exemplu, te lași tot timpul în mâna lui, el îți va îndeplini toate dorințele și ce te faci atunci când îți îndeplinește toate dorințele? Mai poți să faci față? Depinde ce dorințe am avut în trecut. Dacă în trecut am avut o dorință din genul și chiar am avut-o, că vreau un BMW 4x4, cum ziceam, din ăsta mare, un jeep mare. Acum chiar dacă o să-mi apare în față, știi ce am de făcut cu el. Nu-l mai vrei? Ce să fac cu el, Doamne? Îmi este în de ajuns mașina mea de la second hand care costă 1500 de euro și este super, super ok, așa cum este. Eu, dacă am mașină sau dacă nu am mașină, bine oricum. Dacă merg pe jos sau cu mașina, bine oricum. Totul este perfect în orice clipă. Cu mașină sau fără mașină. Super. Simona, ai întrebări? Am văzut că ai o întrebare. E clar. No, e clar. Cum funcționează. O să avem probabil nevoie de ajutorul tău, Gabriela, din când în când, ca să ne rebustesc pentru planurile noastre cu reunionul. Da. Cu mare drag să te văd. Viața este așa cum este. Nici măcar nu mai pun o etichetă de minunată, de frumoasă, de bună, de rea, nimic. Este tată. Viața este tată. Bun, Gabriela, atunci dacă ai un timp când ajungi acasă, ne spui și facem o emisiune împreună cu Simona și cu Florentina, dacă poate. Bine? Cu mare drag, doamne, da. Bine, zi frumoasă, numai bine. Zi frumoasă și vouă, numai bine. Da. Concluzii. Păi concluzia e următoarea. Dacă nu aș fi fost în școala iubirii și ne-am fi pus așa un scop că, ok, în decembrie mergem în reunion, probabil că aș începe deja să fac planuri, fac listă cu tot ce trebuie vizitat acolo, listă de hotele să găsi pentru cazare, aș face vizualizări. Și nu, ar fi chestie pusă, planificată așa la virgulă și vizualizarea face parte, deci cu obiectivele turistice. Și ce ar mai fi?
aș proiecta ce dificultăți am avea pentru împlinirea acestei dorințe și aș încerca să le diminuez sau să le elimin. Aș pune presiune pe soț și să-l întreb, ai căutat bilete, ai vorbit cu ăla, ai făcut aia, n-ai făcut aia, dar cât mai durează, dar iar stai, iar nu faci. Bine, asta nu ne împiedică nici în situația de față să avem o idee unde ne ducem și unde o să vrem să, adică cam ce am dori să avem și apoi dacă o să întâmple, se întâmplă, dacă nu se întâmplă și primim ceva altceva decât am fi plănuit, deci asta ok. Deci avem un approach mai relaxant, așa aș spune. Marius. Bineînțeles că ne-am bucurat să vii și tu. Dificil. Păi cu barca, dacă nu vrei să vii cu avionul. Cu barca, da. Încep din august până în decembrie ajungi. Da. Bun. Atunci ne întâlnim la când, la 4, când se poate. Da. Cu Florentina, dacă poate să vină. Da, mă pun și îi vorbesc cu ea și îți spun. Bun, și subiecte, dacă mai poți să mai găsești. Îmi place că te documentezi înainte. Păi, ți-am zis că după aia dacă se pune o idee în cap, după aia nu mai dorm noaptea și trebuie să mă trezesc pe la 3-4 și să, dacă mi-amintesc eu că am văzut acum vreo 10-15 ani undeva informația, stau și o caut. Unde este? Că știu că este. Și chiar vorbeam ieri cu Florentina că e interesant că toate chestiile astea care noi le-am citit sau le-am văzut în viața noastră și ni se păreau așa nu prea se legau unele cu altele, că la ce-ți folosește, uite că îți vine mai târziu și e o piesă dintr-un puzzle. Știi, te ajută să-ți faci o imagine mai completă a vieții sau a Deci, situației. și în aceste binare, podcast-uri sau cum se numesc ele, emisiuni, este foarte important să nu ieșim din ele polarizați, că o Da. pățim. Deci să înțelegem că și lucrurile despre care noi am zis că nu sunt bune, sunt foarte bune, că Dumnezeu vine și sub formă negativă și ce e important în toate discuțiile acestea, starea de liniște pe care o obții în urma unirii contrariilor. Când ai ajuns Da. în starea de liniște, nu mă ești supărat nici pe New Age, nici pe școala zero, Poți nici să pe nimeni. subiect care te supără și tu, ne supără și după aia luăm și îl dezbatem și Trebuie, după aia ajungem la... exact. Și trebuie luate pe invers, mereu nelăsate polarizate, că ăsta ne omoară. Polarizarea ne omoară. Ăla e iadul, polarizarea. Dacă mai ai jumătate de oră, că mai am un subiect. Da, sigur că da. Da. Mă gândeam îl fac, fac puțin o pauză să beau și eu niște apă. Da, da, vreau să te întreb, hai că mai putem sta jumătate de oră și azi dimineață mă gândeam la Elon Musk, da? Că știm că Elon Musk, știm, mi s-a spus că el nu mai are avere, nu mai are casă, nu mai are nimic, de fapt totul este, bine, că și înainte averea lui era de fapt a acționarilor, nu era a lui, și că la un moment dat el trăia într-o mini-house, deci o mini-căsuță din asta, numai cu cele esențiale care avea nevoie. Nu știm. Așa. Și acum, mai spuneau că da, că de fapt el nu are casă, mai doarme pe la prieteni, pe canapea, pe unde mai doarme. Și mă gândeam la chestia asta, că de fapt ce vrea el să spună, ce vrea, că e un statement aici care îl face, da? După aia m-am gândit... Am corelat cu acești cu influencerii. Știi că sunt mulți influență pe internet pentru tot felul de oameni, pentru tot felul de chestii. Și ideea mea că el este un fel de influencer care ne arată următorul trend. Da? Deci următorul trend, chiar dacă ai bani și nu ai și poți să-ți faci tot ce vor, toate poftele tale,
De fapt, trendul este limitarea. Da? Deci cu trăirea cu cât mai puțin. Și într-un fel să ne desprindă de material, adică să nu mai fie așa o chestie mare că da, tu nu ai casă și mai dormi pe la prietenii tăi pe canapea sau mai dormi pe o saltea acasă, știi, într-un fel să distrugă ideea asta care avem noi în cap. Când iau un job, trebuie să-mi iau o casă, trebuie să mobilez casa, trebuie să am mașină, trebuie să am farfurii, știu eu, oale, chestii, trestii, astea, haine și toate astea. Da? Deci ăsta este conceptul pe care noi îl avem acum despre viață, că ne luăm un job și cu banii respectiv ne aranjăm pentru viață și ne facem o familie. El vine și spune, uitați, eu am toți banii din lume, dar mie mi se rupe din asta, eu dorm pe o saltea în casă la mine. Da? Deci, în fel că el diluează un pic această concepție a noastră de viață, că viața este să aduni materie. O distruge? O distruge, da, hai să spunem așa. Distruge conceptul ăsta că îți trebuie pat, că îți trebuie mobilă, că poți să dormi și pe o saltea. Da? Și uite, asta este ceea ce zice Klaus Schwab, nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Deci, indirect prin el, dacă îl considerăm că el ar fi un influencer, și de ce e un influencer? Pentru că foarte mulți oameni îl admiră, da? Dintr-o anumită categorie socială, da? Foarte mulți îl admiră și vor să fie la fel de inovativ și de succes ca și el, dar în același timp le arată că da, ok, puteți să aveți foarte multă avere, dar să nu vă atașați de materie sau materia nu să... Deci el nu posedă nimic, nu are posesie. Da. Sau poate că e un fel de a spune, uitați-vă, este ok în viitor să nu ai nimic, când o să vină ăștia să-ți ia totul. Corect. Vrei să nu te mai doară. Uite, poți să fii ca Elon Musk, să dormi pe o saltea. Care nu-i nici a ta, e împrumutată de la guvern. Corect. Plus că avem și toate aceste filmulețe pe internet cu oamenii care se răstrâng, care au aruncat tot din casă și trăiesc numai cu minimorum și vorbesc de toate avantajele pe care le au și într-adevăr sunt avantajele, că nu mai ești ocupat cu lucruri, că noi de fapt toată ziua suntem ocupați cu lucrurile noastre, să le curățăm, să le spălăm, să le punem la loc, nu? Da. Și îi spun că în momentul în care tu scăpi de lucruri, tu câștigi timp. Câștigi timp pentru tine, câștigi timp pentru ceilalți. În momentul în care noi ne oprim din acumulat materie. Și eu mă gândesc, deci la concluzia asta am ajuns, că Elon Musk, de fapt, asta vrea să ne arate, că viitorul nu mai este al posesiilor. Viitorul poți să dormi și pe o saltea și poți să ai o grămadă de bani în bancă, dar nu mai ai nevoie de ei. Nu. Nici. Deci, ăștia stăpânii la lume, de fapt, nu vin tot timpul cu gheoaga după noi să ne dea în cap, ci ne și arată. Deci, pe de o parte, poți să cedezi de bunăvoie și să faci, să te restrângi și să faci ca Elon Musk, îți arătăm prin Elon Musk și prin alți influenceri. Și dacă nu vrei, tot te lupți pentru bunăstarea ta și așa, o pățești, intri în partea asta cu adiu digital. Nu știu, tu ce crezi, Marius? Tot asta. A apărut? Da. Da, ce scria mai sus? Că era un post, nu? Da, nu știu. Da. Vede? Da, deci s-ar spune că aici așa ar locui Elon Musk. Ne mai întâi el a făcut reclame la căsuțele astea de o persoană. Știi, mini houses care se e un business în
în America. Deci nu are mai nimic în casă. O saltea, o tabletă. Bine, că nu știm dacă într-adevăr este casa lui. Că nu știu dacă a zis. Not totally wrong. Slept on a friend's couch last weekend. Deci nu doar deci mai la nu un prieten. Da, deci... Da. Ok. Frumos? Da. Bine, eu zic că ei, de fapt, e o metodă prin care ei ne obișnuiesc cu noua normalitate, da? Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Și normal, e mult mai ușor să vină de la cineva care e considerat miliardar decât să vină de la cineva care oricum nu are nimic și s-ar spune, băi, oricum tu n-ai nimic, deci nici nu ai avea ce să... Nu poți să-ți permiți mai mult de atât, așa că n-ai ce să arăți mai mult de atât. Da. Da. Super. Da. Deci ne arată direcția. Direcția este, cum ai spus și tu, Marius, restrângerea. Și cum au spus și ei, restrângerea că nu mai avem energie și murim cu toții. Trebuie să ne antrenăm de acum. Ca să Da. nu ni se pară ceva greu. Da, Inclusiv la mâncare. Da, și vezi că ei nu vin așa de azi pe mâine, băieți, mâine nu mai aveți nimic, rămâneți în chiloți. Nu, te ia pe rând, încet. Încet, încet te pregătește. Cine înțelege cu binișorul bine, cine înțelege, nu înțelege la fel de bine. Da. Și bănuiesc că au și ei un interes, pentru că dacă umanitatea nu mai are energie, înseamnă că nici ei nu mai au energie și ei sunt pe ducă. Deci ne pun la restrângere că au rămas și ei fără energie.